A fost cunoscută din copil ca și mătușă, mamă. Ca și mătușă a copilului. S-a făcut mare. Mătușa ei, care a crescut, o mătușă adevărată, omului. Și copilul a ajuns, când a fost mai mărișor, un pic a ajuns la mama. Care pentru copil era, de fapt, mătușa. A crescut mare, s-a căsătorit și au trecut câțiva ani. Și copilul ăsta a avut un accident cu mașina. Foarte grav. Și au rămas cu rinichii blocați din cauza accidentului. Au fost internat în spital și doctorii au spus neapărat are nevoie de o rinichi, că rinichii lui nu se mai vindecă. Acum mătușa, care într-adevăr era mama, a stat de vorbă cu Nora și medicii au spus că trebuie neapărat cineva care e compatibil cu el ca să poată să-i doreze un rinichi. Dar mătușa, care de fapt era mama, a stat de vorbă cu Nora și a spus, auzi, eu pot să-i dau un lucru. Pentru că, uite care e problema, eu sunt adevărata mamă. Dar te rog frumos să nu-i spui că eu i-am dat pe mine. Că nu vreau să apuce ură pe mine. Bine, s-a întâmplat, a decurs totul foarte bine, mama a donat cu nimic, a fost și ea internată, copilul și el internat, și-a revenit copilul. Medicii nu știu că ea e mama, a făcut ceva examene medicale și au rămas surprinși și au spus extraordinar cum poate femeia asta mătușă să fie compatibilă cu el, că dacă era soră de-a lui sau un frate sau mama, atunci da, dar medicii nu știu că e mama. O știu numai noi. Acum copilul și-a revenit un pic mai repede, și tot a întrebat-o pe soția lui, unde-i mama, unde-i mama? I-au promis Nora că nu-i spune la soțul ei cine i-a donat rinichi. Dar până la urmă i-a spus și într-o zi această mamă s-a trezit cu amândoi la ea în vizită la spital. Și atunci a dat seama că de fapt i-a spus adevărat. O mamă în stare de orice sacrificiu. Și în stare să-și dea viața pentru copii. Dar să știți că la fel ar trebui și soțul și soția să facă. Pentru că așa vor promis că vor fi alături unul de altul și la bine și la greu. Și la bolă și în orice situație. Acum, David și eu să încheie imediat și o să trecem la actul acesta de căsătorie între lui Dumnezeu și, de fapt, Dumnezeu l-a binecuvântat. David, așa, trebuie să facă, cum și-o iubit Hristos Biserica, să iubească pe Mădălina, să fie pentru ea protecție, să-i acorde protecție, dragoste, înțelegere și să fie gata întotdeauna să se sacrifice. Mădălina spune, cuvântul deja acolo în Efeseni, trebuie să se supună, pentru că ea trebuie să înțeleagă că el este capul și nu putem schimba ordinea divină. Bărbatul e capul, e preot în casă, e păstor, iar soția, în cazul Mădălina acum, ea trebuie să se supună în dragoste. Dumnezeu să îi ajute pe amândoi. Biblia spune că această taină este mare între Hristos și Biserica. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe acești doi tineri și trebuie să înțeleagă că a început un nou drum. Trebuie să rupă în primul rând de fiecare de familie. Dar vreau să-mi spun un lucru și apoi vom trece la actul acesta de căsătorie. Fiecare dintre ei trebuie să respecte familia celuilalt. Trebuie să înțeleagă că a fost hotărât de sus de Domnul să facă parte fiecare din familia celuilalt. Și dacă se zic că la Mădălina o să fie dor de rudele apropiate, de mamă, de surorii, de cei cu care au crescut în aceeași familie și vrea să-i viziteze
David n-ar trebui să se împotrivească, la fel Mădălina n-ar trebui să se împotrivească și Dumnezeu să-i ajute pe anul doi să se acomodeze cu familia în care intră anul doi și Dumnezeu să le dea lumină, să le dea călăuzire și înțelepciune. Haideți să ne ridicăm.